Am primit din partea fraților aici o foaie care cuprinde câteva elemente care ar putea fi luate în discuție. În măsura în care Domnul ne va ajuta, vreau să privim asupra lor și să venim cu niște răspunsuri biblice, cum Dumnezeu ne va sprijini la aceasta. Crizele care forțează ruperea legământului. Dragii mei, aș vrea să începem de la început cu câteva înțelegeri asupra căsătoriei. Spuneam de obicei la premarital și dați-mi voie să vă spun și dumneavoastră în această zi. Sigur, această înțelegere sau această explicație este bună înainte de căsătorie, dar și după ne ajută să înțelegem o situație. Noi în viață ne creiem anumite așteptări. Realmente vorbind, am putea defini, dacă vreți, fericirea în viață printr-o ecuație. Poate sună un pic umanist, dar are o conotație de înțelegere. Fericirea este egal cu realitatea minus așteptările. Adică, în viață vei fi fericit în măsura în care realitatea care o trăiești cu mult întrece așteptările care le ai. Și este reală această, dacă vreți, paradigmă. De ce? Fericirea este totdeauna influențată de factorii externi. Dacă, dau acum un exemplu, dacă ai o casă bună, ești fericit sau nu? Da. Ai un loc confortabil în care se curci, ai apă caldă, ai baie, ai tot ce ai nevoie. Dacă ai o casă care este foarte, foarte sub nivelul care ar fi normal, n-ai nici măcar căldură în casă, cade pe tine acoperișul, cade și o baie, n-ai nici baie în primul rând. Dacă ai așa ceva, ești fericit sau nu? E greu să fii totdeauna fericit într-un context când și mai îți plouă în casă, mai își fui un șoricel pe lângă tine. E un pic dificil. Acum, între fericire și bucurie este o mare diferență. Bucuria este o stare care emană din relația Duhului Sfânt cu omul. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aceasta este o relație care o ai cu Dumnezeu și Dumnezeu îți toarnă în inimă bucurie prin Duhul Sfânt. Fericirea, în schimb, este o stare temporară, care o ai și nu o ai. Te scoli într-o dimineață, e foarte frumos, tot a fost bine, ești fericit. Te scoli într-o dimineață, te doare capul, plouă afară, te-o sculat și copiii azi noapte când o plâns, nu ești prea fericit. Nu când înseamnă că te-ai dezgustat de viață, ai intrat în depresie, nu. Ci nu ești la fel de fericit. Această fericire fluctuează, dacă vreți, starea aceasta emoțională, o reacție emoțională. Ei, în viață, în măsura în care realitatea care o trăiești, cu mult depășește așteptările care le ai, este un surplus. Atunci ești foarte fericit. În măsura în care realitatea ta este sub nivelul așteptărilor, inevitabil vei fi un om destul de dezamăgit, frustrat, nefericit. Și acum, când vorbim despre așteptări, ele sunt create în viața noastră despre căsătorie din patru surse. Așa le-am identificat. Vi le spun pe scurt. În primul rând, învățăm despre căsătorie de la părinții noștri. Ca și copii crescând în familiile noastre, privind la mama și la tata și felul în care ei se comportă în familie. Și aceste comportamente, inevitabil, pe noi ne învață despre căsătorie. Cum ar trebui să fie căsătoria, cum arată un soț, cum arată o soție. Și atunci când copilul crește mare, va spune, aș vrea să-mi găsesc o soție care să fie ca mama în privința aceasta. Aș vrea să nu fiu ca tata în privința aceasta. După ceea ce noi vedem și evaluăm acum crescând mari, ni se va pune în minte tiparele după care vrem să copiem sau să nu copiem ce am văzut în viața părinților noștri. Dacă exemplul a fost pozitiv, e bun și e demn de copiat și când exemplul nu este cel mai bun, e problemă. Dacă tata are obiceiul să zbiere la mama, să țipe, să spună cuvinte urâte, fata va crește spunând, când mă căsătoresc, aș vrea să am un soț care să nu fie ca tata. E trist. Dar e o realitate. Ei, aceste așteptări se învață în primul rând din familia în care noi creștem. Și ea va crea pentru noi contextul în care învățăm despre familie. În familia socrilor mei, mama soacră este o femeie foarte scumpă. Și acum sunt sincer, nu fac nici bășcălie, nici glumă, sunt foarte serios. Am niște socri foarte minunați și dacă ar avea toată lumea socri cum am eu, ar fi lumea mult mai bună, vă spun de acum. Serios vorbind, oameni scumpi și cuminți. Mama soacră, pentru că și bucovinianca în primul rând, are o inimă mare, e o femeie tank, ține casa, face, de ceea de când se scoală până adorme, lucrează în continuu. Îl poartă pe tata socru cam puf, așa îl îngrijește, ea tot face pentru el.
Banca noi într-o zi evaluăm. Doamne, dacă moare mama, tata cred că în 2 săptămâni moare după ea. Pentru că e prea obișnuit să fie cocoloșit de ea. În schimb, în timpul căsniciei noastre, încep să mă uit și eu și îmi dau seama că soția mea e exact ca dumnea ei. Are grijă foarte mult de mine. Și ciorapii mi-i pregătește, și valiza mi-o face, și nu mă lasă. Eu vă spun cu rușine acum, mă mărturisesc public. Nici până în ziua de azi nu știu cum să spăl hainele la mașină automată. Nu știu, măcar că-s bea deștept. Fac și eu ca Apostolul Pavel. Îngăduiți un pic de nebunie. Am 2 facultăți. Am făcut și un master în științe. Nu mă laud cu asta. M-am spus ca viața mea, ce am făcut în viață, profesional vorbind. Îs bea deștept, să cred. Dar nu știu să spăl la mașina de spălat haine. Pentru că nu mi-a dat voie. Dacă aș încerca să-mi fugi, zice, las că fac eu, nu știi să faci asta, mă fac eu. Și ea face totul pentru mine. Așa o vrut ea să fie. Asta e dinamica relației noastre, pentru că ea a învățat de la mama ei. Și fără să vrea, fără să-și dea seama, a copiat tiparul care l-a avut de la mama ei. Inevitabil, acestea ne influențează în viață. Acestea în viața noastră lasă o amprentă profundă. Și crescând mari, devenim ca părinții noștri sau dacă suntem îndeajuns de luminați, le realizăm scăzămintele, că și ei sunt oameni și luăm tot ceea ce este bun și acolo unde poate și ei au greșit ca și oameni, spunem aici, vreau să depășesc situația părinților mei. Deci un prim nivel care ne dă așteptări. Al doilea nivel, sunt frații mai mari care s-au căsătorit înaintea noastră și prietenii. Ai un frate mai mare, ai un prieten care s-a căsătorit înaintea ta și acum ei vin cu raportul. Bă, ce fain ți-ai căsătorit, am fost în vacanță, ne-am plimbat, am mâncat creveți și crab și câte altele și vin acasă și bă, ce fain ți-ai căsătorit. Când mă căsătoresc, vreau și eu să mănânc crab și creveți pe nu știu unde, prin Grecia. Copiezi la ceea ce auzi. Crezi că asta e viața, pentru că ai auzit de la ei despre căsătorie. Și în mintea ta se mai pune o cărămidă acolo, în construcția bazei tale de căsnicie. Ai așteptări în baza ceea ce auzi. Auzi, și-o cumpărat Tesla, mașină electrică. Ai, ce minunat! Și eu vreau să am când ajung căsătorit. Și toate acestea îmi creează anumite așteptări. Al treilea nivel, inevitabil, că suntem de acord sau nu, sau că răspundem sau nu, suntem de acord sau nu, este că învățăm despre căsătorie de la mass media. Și asta, dragii mei, mai ales generația tânără, crescând, îmbibați în filme, în show-uri, în talk show-uri, câte vezi dumneavoastră, învață despre căsătorie. Tu, fată, fii puternică, fii deșteaptă, fii... creează un tipar. Acum a fi o femeie, o doamnă în societate, similar ca bărbat. Fel de fel de tipare care noi le învățăm, le observăm, subconștient ne creează așteptările noastre. Că în toate filmele ea este prințesă și el e prinț. Normal că acum se căsătoresc cei doi și așteaptă să fie ca în filme. Viața nu e ca în filme, e ca în viața în realitate. Și e problemă, pentru că așteptările noastre ne-au format mentalitatea. Și în ultimul rând, în măsura în care suntem pocăiți, ne mai formează așteptările biserica și cuvântul lui Dumnezeu. În măsura în care suntem atenți la cuvânt, ne va învăța și doi. În măsura în care și cuvântul s-a predicat corect în adunare, vom putea să învățăm despre aceasta. Că și în adunare uneori s-au făcut greșeli în extreme. Ca de exemplu, femeia se teamă de bărbat. Așa este, scrie în Biblie, dragii mei. Dar acolo este vorba despre ordinea familială. În schimb, în mintea unora tipologii s-a creat că bărbatul este un, nu știu, monstru violent și iată să tremure acasă. Și vezi oameni care au astfel de așteptări. Zicea unul încă necăsătorit, la undeva la 40 de ani, auzi, eu când mă căsătoresc, vreau să vin acasă seara după lucru, ea să stea sub masă cu un lighean să-mi spele mie picioare în timp ce eu mănânc. De în care Evanghelie a scos chestia asta? Cum zicea frate Simionuc, din aia fără capitoale. De unde, din ce? Din Coran poate citi, dar din Biblie vă spun că așa ceva nu scrie. Deci asta este din cauza unor tipare înmoștenite, tradițional, în care oamenii n-au explicat cum trebuie și corect cuvântul Domnului. Și prezentând un verset așa simplu, fără să-l explici, s-ar putea să facem o greșeală. Deci aici, în măsura în care s-a predicat corect, sau poate mai puțin potrivit, și în măsura în care am fost fidel Scripturii, mai avem un nivel de așteptări. Aceste toate 4 niveluri creează un total al așteptărilor noastre în familie. Și aici apare parte delicată. La perimarital lucrează foarte bine. Acum, după căsătorie, Doamne ajută. Ce se întâmplă? El are un nivel de așteptări și ea are un nivel de așteptări. Și eu le spun așa, pe data viitoare facem o temă de casă.
fiecare individual veți face acasă o temă, nu? Care cum ați colaborat la asta? Și îmi veți scrie cum va arăta căsnicia voastră ideală, după felul în care o gândiți voi. Și o frumusețe că atunci când veniți înapoi, aceste două imagini le punem împreună. Și să vedem cât de bine se aliniază. Și dacă sunteți sinceri și cu minți, vom găsi situații prin care exact asta se întâmplă. Vom găsi situații care trebuie corectate, care trebuie puse în ordine. Avusesem un cuplu care mi-a fost drag de ei. Cu minți amândoi și pocăiți amândoi. Ei discutaseră un pic împreună și eu știam un pic o situație de divergență vis-a-vis de unde să locuiască după căsătorie. El vrea să se mute undeva mai departe, ea vrea să rămână unde era. Și acum nu știau cum să facă. Și ea scrie: aș vrea ca și dorințele mele să fie luate în considerare. Așteptare de căsătorie. Vă întreb, e bună sau nu e bună? E potrivită? Da. Și eu îl întreb pe el, ești de acord cu ea? Da, sigur, cum să nu? Deci dacă ea vrea ceva, ascult și de părerea ei. Da, sigur, cum de? O iubesc foarte mult. Și dacă ea nu vrea să se mute mai departe, ce te faci? El s-a blocat. Ea a început să plângă. Observați? Noi ne gândim numai la lucruri banale când e vorba de căsătorie, dar la lucrurile astea care sunt simple și fundamentale și care creează tensiuni, v-ați gândit cumva la ele? Că aici trebuie să găsim o soluție. Nu spunem că unul sau altul are dreptate. Că amândoi s-ar putea să aibă dreptate din punctul lor de vedere. Dar ca și familie, acum ce vom face? Cum spuneam altădată, până acum el a mâncat o prăjit, ea a mâncat omletă. No, acum cum o să mânca? Nu știu, o să mâncăm o fierte, ca să fie bine cumva. Cale din mijloc. Trebuie să găsim o soluție la aceste, dacă vreți, nu divergențe, dar diferențe de opinii. Așteptările acestea, intrate în căsătorie, ne creează tipologia de viitor. Și acum, după o lună, două, trei, șase luni, un an de zile, alții poate mai mult, ajung să spună, bă-s frustrat în viață. Mă așteptam ca și nu s-a întâmplat. Și acum, așteptarea fiind sub nivelul realității, întotdeauna creează, mai bine spus, deasupra realității, creează o tipologie de frustrare, de supărare. Și frustrările acestea nelungate creează crize. Vor trebui corectate așteptările în lumina Sfintelor Scripturi. Și acolo unde este mai puțin principial, să le dezbatem împreună. Măi, nu cred că îmi pierd demnitatea de bărbat dacă nu mai mănânc omletă din ziua de azi. Bine, măi, mănânc o prăjit. Numai să fiu cu ea împreună, mănânc și pâine prăjită de nevoie și mi-e destul și atâta. Numai să fiu cu ea împreună. Deci, ajustăm din mers după nevoie. Asta înseamnă așteptarea și problema de frustrare. Acum, realmente vorbind, ce este căsătoria? Spuneam aseară la tineri, ca să poți să știi dacă ești pregătit pentru căsătorie, se pune o întrebare. Ce este căsătoria? Și vin cei doi și spun, păi este uniunea celor doi în dragoste, în fața lui Dumnezeu. Bun, bun. Și ce-i căsătoria? Păi asta e căsătoria. Nu, nu, dar ce-i căsătoria biblic vorbind? Păi înseamnă dragoste și că luptăm împreună și bun. Și ce-i căsătoria până la urmă? Biblic vorbind, ce este căsătoria? Că partea asta emoțională, sentimentală, fizică și alte care le putem enunța noi sunt tipare care ies din căsătorie. Dar propriu zis, biblic vorbind, ce este căsătoria? Observăm împreună. În primul rând, căsătoria are o arhitectură bine definită de Dumnezeu. Geneza 2:24 se repete de 3 ori în Sfânta Scriptură. O enunță Dumnezeu în grădina Edenului, o enunță Domnul Hristos în Matei capitolul 19 și o enunță Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt în Efeseni capitolul 5. Toată Trinitatea afirmă același adevăr. Și observați, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și acum versetul acesta comportă 3 elemente. Trebuie înțelese corect ca să înțelegem ce e căsătoria. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, reprezintă o imagine foarte agresivă. În terminologia originală, arată ca și cum ai văduvi pe părinții tăi, ca și cum ai muri față de părinți. După căsătorie, noi menținem relația cu părinții, discutăm, îi respectăm, ne dăm cinstea cuvenită și ne bucurăm de ei. Dar în dinamica maritală, eu trebuie să fac o separare totală între familia părinților mei și familia mea. Există o expresie care o folosesc deseori. Au intrat în căsătorie cu cordonul umbilical netăiat. Și creează probleme. Pentru că, de exemplu, el vine de la lucru, ea stă pe telefon cu mama, el vrea să mănânce cu soția lui,
Și el nu mai închide cu mama. Asta azi, mâine, poi mâine. Ca la un moment dat el să spună, te-ai căsătorit cu mama sau cu mine? Asta nu înseamnă că el vrea să o rupă de familia ei. Asta înseamnă că trebuie înțelepciune și atenție în dinamica maritală. Se face o separare între cele două familii. Și până nu-i gata omul să facă separarea aceasta, eu aș spune că încă nu-i pregătit pentru căsătorie. Alminteri vor avea presiuni și greutăți maritale. Deci se face o separare totală. Ca apoi noi vom continua ca și copii, că punem și partea cealaltă ca și Pavel, ca să nu ca să ne încurcăm. De acum adio, anatema părinții mei. Nu-i voi așa ceva. Noi continuăm relația, ne întâlnim, mergem la Paști, la Crăciun și nu numai. Că Doamne ajută, ne-au crescut, au jertfit pentru noi. N-ar fi frumos așa încât o duminică se face o surpriză dacă prin zonă părinții. Pui niște flori la mama și spune, mamă, îți mulțumesc că te-ai îngrijit de mine. Uite, veniți voi la masă la noi, vrem să facem noi masă ca să vă cinstim ca și părinți. N-ar fi normal să facem așa ceva? Era o cântare veche frumoasă. Nu la mormânt le trebuie trandafirii, ci în căsuța în care ai crescut. Că degeaba după moarte plânge nejelim, vai, mama, tata, și cât o fost în viață, nici măcar un pace Domnul ne-a spus. Asta e problema. Deci, relația continuă, dar în dinamica deciziilor maritale, a viețuirii maritale, este o separare care se face între familia de unde vii și familia care ai format-o. 2. Se va lipi de nevasta sa. Ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că omul trebuie să treacă printr-un proces dureros. Am noi spune că lipi de nevasta înseamnă partea asta intimă. E mult mai adânc. Sintagma lipi în original înseamnă a trece printr-o operație, un termen medical, care tai și coși. Și acum fiți atenți ce se întâmplă. În căsătorie, noi avem diferențe de opinii, așteptări diferite și le trebuie relativ uniformizate. Când acum vin împreună, procesul acesta este dificil uneori, este dureros uneori. Nu invocăm aici abuz, țipete, violență, ferească Sfântul Dumnezeu, ați păcate grosolane, ci vorbim despre divergențe de opinii. Mă reîntorc la banalul mic dejun. Mâncăm astăzi ou prăjit sau omletă? Și mâncăm gris cu lapte, ca să fie bine până pe la mijloc. Va trebui să găsim un punct comun de ajustare. Ei, procesul ăsta pe mine mă văduvește de dreptul meu. Păi eu vreau să mănânc o omletă. Dar nu vrea. Să spunem că e alergică la omletă. Na, ce te faci acum? De dragul ei, mă dezic de omletă care pot să o mănânc eu. Va trebui să facem ajustări. Și procesul acesta este ca și cum ai tăia cu bisturiu și pui înapoi, și iară tai și pui înapoi. Și după toate operațiile acestea, finalul este că ei doi se vor face un singur trup. Adică legătura a fost așa de bine închegată, încât de la două persoane care încă sunt relativ dezlipite, devin una. Și se întâmplă că vezi că e un corp și spui, mă, ăsta parcă și seamănă împreună. Așa de bine seamănă unul cu... Parcă s-a făcut de aceeași mamă. Excepțional! Cum au ajuns așa? În viața lor, procesul de alipire s-a creat corect. Cine este cel care lipește pe cei doi? Că noi spunem, păi cei doi. Ei doi se unesc, ei doi intră în actul marital, conjugal și prin definiție devin un singur trup prin actul intim. Dar observați ce spune în Matei în capitolul 19. Domnul Iisus Hristos vorbește acum în versetul 20, în versetul 5. Renunță. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și acum o să în 6. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce-a împreunat cine? Dumnezeu. Omul se despartă. Căsătoria comportă o permanență pe viață și aici aș vrea să adresăm, dacă s-ar putea, odată și pentru totdeauna, problema de căsătorie și divorț, dragii mei. Este o problemă reală care ne confruntăm. Mă reîntorc. În vremea veche să auzi de așa ceva era de neconceput. Fratele Cornel Bârsan discuta cu noi odată și discuta să ne spune aminte cazuri și complexități din pastorație. Și spune astfel, când eram eu tânăr, cu un grup de frați, am fost într-un studiu biblic cu un frate în vârstă, care ne învăța pe noi. Și la un moment dat ne-a spus despre un caz divorț. Și noi, ca tineri, ne-am speriat. Așa ceva era de neconceput în vremea aceea. La care fratele mai nostru îmi spune, măi băieți, nu scrie în Biblie minuni mai mari ca acestea veți vedea? Ei, am ajuns la concluzia că minuni mai mari ca acestea vom vedea.
Și am văzut fel de fel de minuni care nu sunt minuni. Asta trebuie să le vedem, dragii mei. Astfel de minuni să piardă în mijlocul nostru. Pentru că lucrurile acestea lasă traume groaznice. Ne întoarcem la versetul 6. Ce-a împreunat Dumnezeu. Cel care este meșterul suprem, chirurgul care face operația aceea cu bisturiu, taie și coase, e Dumnezeu. Că prin toate aceste momente neplăcute în căsătorie, în care va trebui să ne ajustăm, la care biserică vom merge, dacă, de exemplu, cei doi vin din două biserici diferite, ea e din Botoșani, el e la Dumbrăveț, zic acum două nume, în care o să se ducă? Păi, va trebui să decidă împreună, cam în două sunt bune. Contează în care vor vrea să rămână, unde se vor muta, ce mașină vor conduce, casa care și-o cumpără. Toate aceste lucruri trebuie să fie de comun acord. Și procesul acesta necesită comunicare și dificilă situația. Cel care se implică să facă operația este Dumnezeu. Și când Dumnezeu termină, ei sunt un singur trup, un tot unitar. Și acum, ce Dumnezeu personal a împreunat, omul, oricine ar fi el, să nu despartă. Un păstor are dreptul înaintea lui Dumnezeu să lege o căsătorie. Are drept să pună pe cei doi împreună sub puterea investirii ordinaționale. Un păstor, cât de mare ar fi el, președinte de cult să fie, n-are dreptul să despartă nici o familie. N-are voie, pentru că acolo nimeni n-are voie să intre. Mama și tata celor doi n-au dreptul să despartă copiii. Copiii n-au voie să se despartă. Dragii mei, ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă. Căsătoria este pe viață. Acum suntem la familii, nu la tineri. Le-aș fi spus, cine nu-i gata pentru asta, să nu se căsătorească. La dumneavoastră zic, Doamne ajută să rămânem împreună. De acum ne-am căsătorit. Deci, dragii mei, îi pe viață. Asta nu se poate rupe. Cineva va spune, da, mă, dar dacă m-o șela, dacă nu știu ce, dar... Dragii mei, nu există clauză în Sfânta Scriptură pentru divorț. Ascultați-mă foarte bine ce vă spun. Biblia nu permite asta. Dar în Matei, capitolul 19, aici spune că afară de pricină, de curvie, cum rămâne o chestie asta? Păi vă spun foarte simplu. Matei scrie predominant pentru evrei. De aceea începe în Matei, capitolul 1, cu lista neamului lui Iisus. Uite, la Marcu, la Luca, la Ioan, nu găsește asta. În Matei, capitolul 1, 2, 3, găsești de câteva ori, după cum era spus prin prorocul care zice, ca să se împlinească prin prorocul care zice... Noi suntem acum dintre neamuri, gândiți-vă acum, noi suntem evrei. Pentru noi acele detalii, de la Avram încoace, la David, Solomon și altfel de Absalom și nume care nici măcar nu le cunoaștem personal, nu chiar fac sens. Acum, sigur, biblic fac sens, că intrăm în istoria biblică și vedem. Dar realmente vorbim să citești istoria asta în vremea aceea, când nu cunoșteai bine istoria lui Israel ca și neamuri, era o epistolă concret dificil să o citești. El scrie pentru evrei predominant, că ei știau aceste detalii, ei aveau legea. Și acum mă întreb foarte simplu, dragii mei, pentru cineva din Israel care săvârșea păcatul adulterului, care era pedeapsa? Era ucis cu pietre. Nu exista divorț, ascultați-mă foarte bine, asta nu există. Pentru că în lege, dacă erau prinși, amândoi erau omorâți cu pietre. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. E foarte simplu. Acolo, dacă vorbești despre cel care a fost văduvit de situație, el e de-a dreptul văduv. Eu mori partenerul acum. A fost executat. Nu exista concept de divorț. Pentru că era vorba de pedeapsă capitală. Dar stai că Moise le-a dat voie. Că așa spunea farisei, tot în capitolul ăsta din 19. Cum de Moise le-a dat voie? Și acolo el spune, Moise, le-a dat o îngăduință din pricina împietrinimii voastre. Răspunsul lui Dumnezeu n-a fost acesta. Dacă vreți, Dumnezeu a tolerat situația precum Dumnezeu a tolerat poligamia. Pentru că treptat progresiv le-a descoperit revelația. Nu puteau concepe tot din prima zi. De-aia și noi la facultate facem 4 ani de zile, 2 semestre în fiecare an și câte de obicei 5 cursuri pe semestru. Că e prea mult să le înghiți toate din prima zi, n-ai cum, ia timp de asimilare. Le-a dat legea,
le-a dat poeții, le-a dat prorocii și treptat le-a tot revelat ca la împlinirea vremii să ne vorbească prin Fiul, care este Dumnezeu. Toate acestea ne-au creat contextul înțelegerii. Și acum, în împlinirea vremii, înțelegem realitatea. Și Hristos spune, gândiți-vă așa, ei spun astfel, îi voie ca un bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Și Domnul spune, la început ziditorul n-a făcut așa. Care-i răspunsul? Nu. Bun, dar de ce Moise le dă voie? Și Domnul spune, ce Dumnezeu a împreunat omul să nu despartă. Care-i răspunsul? Nu. De două ori le spune clar, nu-i voie să desparți. Nu-i voie. Păi de ce? Și aici Domnul spune, ce Dumnezeu a pus împreună n-are voie omul să despartă. Și dacă cumva se despart, vor fi numiți curvari, prea curvește. Dar implică ideea de afară de pricină de curvie. Și, dragii mei, în contextul cultural de atunci, ei când se logodeau, aveau o perioadă mai lungă până a intra în actul de căsătorie. Amintiți-vă de Iosif și Maria. În timp ce erau logodiți, el a aflat că era însărcinată. Și pentru el era așa o mare rușine, pentru că urma pedeapsă capitală pentru asta, încât el a vrut să o lase pe ascuns, ca nu cumva să o facă de rușine. Era un om neprihănit. Cum să o lase? Adică pentru ei se crea un certificat de divorț și la logodnă. Așa de profundă era legătura aceasta. Și aici implică ideea că în afara contextului marital se întâmplă ceva. Nu în contextul marital. Dragii mei, nu există clauză pentru divorț. Când vom înțelege aceasta, vom birui lupta aceasta. Diavolul vine cu, oare a zis Dumnezeu? Oare chiar așa să fie? Dubiul acesta, că Dumnezeu nu chiar vorbește foarte clar. În momentul când acceptăm această idee, vom intra în dezbatere în toate pasajele biblice. Eu zic așa, dacă aici nu suntem siguri, ce ne facem cu 1 Corinteni în capitolul 5, cu 7, cu 11, ce ne facem cu Galateni în capitolul 5, ce ne facem cu Efeseni în capitolul 2, unde ne oprim? Cât mai timp din Biblia asta, dragii mei, eu cred, fără dar și poate, ce scrie aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, cuvintele venite din cer pentru noi. N-a greșit Dumnezeu cu nimic. Eu, Dumnezeu, urăsc despărțirea în căsătorie. Deci, dragii mei, când vorbim despre familie, ideea de divorț nu există. 2. Ideea de recăsătorie, cum vrem să o percepem noi, nu există. Sunt numai două clauze care se găsesc în Biblie pentru recăsătorie. 1. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 9 și 10. Vă spuneam și aseară la tineri. În cazul în care doi tineri s-au căsătorit, amândoi, prima căsătorie, primul legământ, devin una, și în timpul vieții lor fac o prostie mai mare ca și ei. Și acum, din cauza asta, se despart, spune Apostolul Pavel. Celor care sunt căsătoriți, le spun eu să nu se despartă. Dacă s-au despărțit, apare răspunsul. Să rămână cum sunt, adică să-și păstreze povara asta, sau, cel mai potrivit, să se împace. Inevitabil vor relega căsătoria lor, adică se recăsătoresc, să spunem. S-ar pocăi din toată inima și releagă ceea ce au stricat ei. Prima căsătorie a celor doi doar atunci căsătoriți pentru prima dată în viața lor. Asta înseamnă a te recăsători, unu. Sau doi, unia din cei doi îi moare partenerul de viață. Prin definiție, cel care a rămas în viață devine văduv sau văduvă. El acum este liber să căsătorească cu cine vrea, dar în Domnul. Și dacă am stabilit că recăsătoria se permite doar aici, înseamnă că el se poate recăsători cu altcineva care este tot văduv sau văduvă după situație, sau cineva care până acum încă n-a fost căsătorit. Alminteri, cine ia pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Roman 7 cu versetul 1, 2 și 3. Femeia căsătorită este legată de legea bărbatului ei câtă vreme trăiește el. Dacă se căsătorește cu altcineva în timpul acela, se va numi prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea ei și se poate căsători cu cine vrea. Deci exact ce spuneam mai devreme, până la moarte ești legat în actul de căsătorie. Acum, noi suntem căsătoriți.
pentru cei încă necăsătoriți care nu sunt pregătiți să asume acest adevăr biblic, să nu se căsătorească. Că exact asta au spus ucenicii în versetul 10 din Matei 19. Dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu-i de folos să se însoare. Și Domnul spune, nu toți pot primi cuvântul acesta. Sunt unii, și aș vrea să spun cu o clasă foarte selectă de oameni, o clasă rar întâlnită, care au darul celibatului. Oameni care s-au dedicat într-o totul lucrării misionare pentru Dumnezeu și prin definiție sunt mult mai eficienți fiind necăsătoriți. Pentru că e un risc enorm, taxează familia, top, că dacă te-ai căsătorit, acum ai responsabilități. Îngrijește de familia, du banii acasă, e necesar. Și acum, oamenii ăștia sunt rari care au darul celibatului. Un tânăr care stă până la 35 de ani, că face mofturi, ăla n-are dar de celibatar. Ăla face mofturi. Iertați-mă. Aia nu există că, știi că eu cred că mă dau Domnului. De te dădeai Domnului, până acum știai care ți-i și chemarea și darul și erai plecat în lucrarea lui Dumnezeu. Dar tu până la 35 de ani, stai pe jocuri pe computer în fiecare zi, bei suc la două noaptea și te miri că încă tu ai dar de celibatar. Nu, nu. Aici e vorba de a face mofturi. Cine are chemare de celibatar, are și lumina aia cu chemare explicită, că Domnul cheamă în lucrare. Sunt foarte puțini ăștia. Cei mai mulți dintre noi avem harul să ne căsătorim. Și atunci căsătoria trebuie ținută până la capăt. Doamne ajută! Sper că această explicație scurtă cum a fost, e mult de vorbit aici, ne ajută să înțelegem. Și dacă alții vă dau dezlegări, mult, mult, net superior mai deștepți ca și noi, dragii mei, faceți cum veți vrea. Eu zic doar așa, în ziua aceea vreau să spun ca și Pavel, nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul lui Dumnezeu. Ce fac oamenii după aceea, vor da socoteală în fața Domnului. Că de obicei întrebarea asta cu divorțul și recăsătoria se pune la fiecare conferință de familie. Și mergem așa. Dar dacă a ajuns la abuz, dacă, și venim cu cele mai extreme clauze ca să justificăm divorțul. Problema este că de obicei ăia care întreabă astfel de întrebări nu sunt în situația de abuz. Ei vor dezlegare pentru divorț că n-au chef să mai stea împreună. Dar iau cea mai extremă variantă ca să-și dovedească punctul lor de vedere. În America e dezbaterea mare cu avortul. Și este un evreu american care foarte mult dezbate aceasta. Și are o expresie. Dacă vii să fii de acord cu mine că 99,9% din cazurile de avort n-au de-a face că a fost violată femeia și n-au de-a face cu aia, sunt cazuri în care s-au jucat și acum vor să scape de responsabilitate. Dacă ești de acord cu mine că asta înseamnă a omorâ un suflet, atunci putem discuta despre cazul cel mai de extremă, unde acum e un caz groaznic. Problema e că noi luăm acela 0,001% din excepții și ne avem să facem toată regula. Că dacă aici dai voie, aici nu dai voie. Aici e problema, dragii mei. Până nu înțelegem că divorțul este un păcat în ochii lui Dumnezeu și similar ați încălca jurământul prin recăsătorie, vreau să vă spun că avem probleme. Și mai spun numai atât și mă închei cu aceasta. Dumnezeu ține cont de legământ. Știți cât? Câtă vreme trăiește omul. Pentru că ne spune că în cartea Iosua, niște oameni numiți gabaoniții au făcut un legământ cu Iosua. Că vin de departe, că le mucegăi pâinea, așa, așa. I-au înșelat. Și Iosua face legământ cu ei. Când află că de fapt i-au înșelat, reacția naturală a fost să-i nimicim pe toți. Și Domnul spune, n-ai voie. Nu. Ai făcut legământ, rămâne legământ. Eu s-au pus la un bir, au fost slugile lor, trec mulți, mulți, mulți ani de zile și vine un împărat în Israel. Trec toți judecătorii ăștia. Și vine un împărat în Israel, Saul. Și nu are ce face Saul și are el chef de joacă și omoare pe gabaoniți. Moare și Saul și vine David. Și în timpul vieții lui David, dă o secetă foarte mare, nu mai au mâncare și David întreabă, de ce suntem pedepsiți de Domnul? Am iubit pe Dumnezeu, am făcut legea Domnului, ce nu zice Domnul să facem, de ce suntem pedepsiți? Și Domnul răspunde, din pricina casei sângeroase a lui Saul, care a omorât pe gabaoniți. Stai, Doamne, stai. Ăia, în primul rând, mi-o înșelat. I-am tolerat. Acum am spune noi că a fost drept, că le-a venit răsplata pentru ce a făcut. De ce plătim noi pentru asta? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu rămâne credincios legămintelor care se fac. Și pentru că au încălcat un legământ făcut, Dumnezeu i-a pedepsit pe evrei.
Nu vă jucați cu legământul căsătoriei. Are mare preț în ochii lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te căsătorești. O arhitectură specifică, o permanență pe viață, 3, înseamnă o protecție pentru cei doi. 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 2. Din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui și fiecare femeie să aibă bărbatul ei. De ce? Din pricina nevoilor naturale înscrise în noi. Și pentru aceste nevoi, Dumnezeu a îngăduit să fie o modalitate de împlinire legitimă, numită căsătoria. A, frate, pentru poftă este înfrânarea poftelor. Dragii mei, pentru obsesie sexuală este pocăință și înfrânarea poftelor. Pentru nevoile naturale care Dumnezeu le-a scris în noi, Dumnezeu a creat contextul marital. Nu tratați subiectul ca un tabu mizerabil și murdar. Este consfințit de Dumnezeu. Vă pun o întrebare. Din ziua când v-ați pocăit, v-ați botezat în apă și ați primit botezul cu Duhul Sfânt, ați mai mâncat sau nu? Mâncare? Da. Chiar azi dimineața am mâncat un breakfast foarte bun la familia Bârsan. Domnul să-i binecuvânteze. De ce am mâncat? Că trăim în trup, suntem oameni. Păi da, dar ești Sfânt. Duhul Sfânt din tine. Cu îngerași în cer, tu cu Domnul în părtășie. Da, mă, dar încă trăiesc aici pe pământ. Încă am nevoi fundamentale. Aceste nevoi fundamentale nu dispar că noi ne-am pocăit, pentru că ele sunt înscrise în geneticul nostru. Similar, nevoia de împlinire emoțională, sexuală, a fost înscrisă în noi. Și ea se împlinește în contextul căsătoriei. Și din pricina că aceste pofte creează un pericol pentru a face ceva imoral, Pavel spune, în contextul familiei, acestea pot să fie împlinite. Căsătoria este un loc de protecție. De aceea îți găsești împlinirea emoțională, sentimentală, relațională. Toate sunt în căsătorie, dragii mei. În al patrulea rând, căsătoria este și un pericol foarte mare. Sau creează un context de pericol. Pentru că ne spune Maleahii, capitolul 2, nici unul din voi, mintea voastră, să nu fie necredincios nevestii sale. Adică, acum căsătoriți fiind, am jurat exclusivitate, numai noi doi. Și diavolul va căuta să ne ispitească la nivel de minte. Căsătoria prezintă și acest pericol, inevitabil, vine cu ea împreună și va trebui gestionat corect. Mintea sfințită de Domnul. De azi înainte, suntem numai unul a celuilalt. Între noi nimeni n-are voie, numai Sfântul Dumnezeu. N-are voie nimeni altcineva să intre. Și atunci nu cumva în mintea noastră să fim ispitiți de diavolul. Că e ușor să spui că soția ta nu mai este frumoasă acum la 40 de ani. După ce ți-a făcut 12 copii, au îngrijit casa, în fiecare noapte s-a sculat după tine, ți-a făcut și mâncare în fiecare zi și acum auzi tu, s-a îngrășat și nu mai e frumoasă. Dar tu cum arăți? Iertați-mă. Mai arăți 20 de ani? Nu. Și tu ai îmbătrânit împreună cu ea. Și fiecare lucru Dumnezeu l-a făcut frumos la vremea Lui. Este ceva frumos în fiecare etapă a vieții. De aceea, dacă la începutul căsătoriei încă suntem mai la început, gândim mai hormonal, așa e situația, că încă suntem în perioada tânără, odată cu îmbătrânirea, ar trebui să vedem calitățile acelea care ne-au unit împreună. Aceea frumusețe a unui caracter nobil, curat, frumos, lăsat de Dumnezeu. Doamne, dă-ne pocăință! Căsătoria creează imaginea a lui Hristos și biserică. Dacă vreți să evangelizați pe cineva, știți cum se face? Foarte ușor. Oare cum iubește Hristos biserica? Așa cum iubesc eu pe soția mea, așa iubește Hristos biserica. Când poți să spui asta ca și bărbat, înseamnă că ai ajuns la locul în care Dumnezeu te vrea în căsătorie. Oare cum respectă biserica pe Hristos? Cum e cu supunerea? Cum soția mă ascultă pe mine și mă respectă, așa respectă biserica pe Hristos. Asta înseamnă să ajungi la imaginea care Dumnezeu o vrea în căsătorie. Asta înseamnă căsătorie după Biblie, dragii mei. Și apoi, sigur, dragoste, împlinire și multe altele derivă din această realitate. Și acum, doar pe scurt, care sunt câteva crize care pot aduce un dezechilibru, care duc la ruperea legământului. În primul rând, dezechilibrul rolurilor în familie. Efeseni, capitolul 5. Și vreau să fac o explicație, pentru că deseori acest verset este săracul de el torturat și scos din context și bătut în toate formele. Și nu-i bine așa ceva.
că e scris în Sfânta Scriptură. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și aici spun surorile. Și bărbații să se supună soților lor. Că scrie, supuneți-vă unii altora. Eu vă întreb, cum este interpretat acest verset corect? Se supun și bărbații nevestelor lor? E o întrebare pertinentă. Pentru că am auzit păstori buni care au spus, supuneți-vă unii altora și soții se supun soțiilor și soțiile soților, dar asta e din Evanghelia fără capitoale, când Biblia mea nu scrie așa. Că imediat după spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Sar două versete, 25, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Nu spune supuneți-vă lor. Cum interpretăm versetul 21? Apostolul Pavel ne creează un principiu de pocăință. În versetul 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Din această sintagmă, fiți plini de Duh, Apostolul Pavel creează acum trei tipologii a oamenilor care sunt plini de Duh. Trei exemple. 1. În versetul 19, sunt oameni care au o vorbire aleasă, că vorbiți în voi cu psalm, cu tări de laudă, asta înseamnă că cei botezați cu Duhul Sfânt vorbesc frumos. 2. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, au mulțumire profundă, sunt mulțumiți în starea în care se află. 3. Au o stare de supunere în viața lor. Sunt oameni echilibrați și cu minți. Și acum, acest verset este un subtitlu la următoarele pasaje. În Biblie, când s-a scris această carte, n-au fost capitole și versete. Noi le-am pus ca niște indexuri mai târziu ca să facem referințe unde suntem. Efeseni era o întreagă scrisoare, de la A la Z scrisă foarte frumos, atâta. Și tu citeai întreaga scrisoare. Ca să fie mai ușor de făcut referință, ne-am pus noi versete și capitole. Asta nu-i rău, nu-i păcat. Ei, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, este o idee care deschide acum un nou orizont de explicații. Și Pavel acum dă trei exemple de supunere. Una este maritală, a doua este familială și a treia este societală. Observați-le. În următorul verset, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, asta este familial, să mai spun marital. Și vine Pavel mai apoi să spună și ce să facă bărbații. Apoi, în versetul 1 din capitolul 6, ne spune, copiilor, ascultați de părinții voștri, adică copii, fiți supus părinților voștri. Asta este familial. Și apoi, în capitolul 5, în versetul 5 din capitolul 6, spune, robilor, ascultați de stăpânii voștri. Asta este societal. În contextul de muncă, societate, supuneți-vă celor care sunt mai mari peste voi. Asta spune Apostolul Pavel. Cât privește dinamica maritală, este doar segmentul din versetul 22 până la 33. Aici ni se prezintă. Nevasta se supune bărbatului și bărbatul iubește nevasta. Și iar ne întoarcem. Ce fain de voi! Bine că voi cu iubirea și cu dragostea și noi cu supunerea. Acum e chestia asta. Eu vă pun o întrebare. Ce este mai ușor? Să te supui sau să iubești? Ce e mai ușor? Că unii vor spune, evident că să iubești cel mai ușor, că e frumos, e plăcut, e drăgălaș și cu fluturaș și super. Eu vreau să vă spun că cel mai ușor e să te supui în viață. Și vă spun de ce. Pentru că în fiecare zi ne supunem fără dar și poate. Ca de exemplu, când ieși afară și mergi cu mașina pe drum și te oprește nenea polițai, te supui sau nu? Nu știu cum e România cu legile. La noi nu te lasă, vine după tine. Și când te prinde, s-ar putea să facă și frecție dacă nu te opri la timp. Nu-i de joacă, te supui. Îi dai frumos carnetul, nu faci gură, nu țip, cu cât țip mai tare, cu atât mai rovine amenda. Aducești cu mințel, că n-ai de ales, te supui. Dar eu vă întreb, iubiți pe nenea polițai? Încerc ca și creștin să nu mă las, să mă duc mai departe cu gândul, să-i urez de bine, cum nu trebuie. Dar mă supun. Mergi la lucru, îți spune șeful, mâine la ora 7 ești la lucru. Hai de mine, eu am o oră distanță până la lucru, până la ora 5. Mă supun? N-am de ales. Dacă vreau să mai fiu plătit de firmă, mă supun. Iubesc pe șeful? Asta sunt alte întrebări. Dar mă supun inevitabil.
A te supune înseamnă a intra sub autoritate celui care este mai mare ca tine și a, dacă vreți, executa, a face ceea ce ți se cere. A iubi este un act voit. Iubirea nu este un sentiment, ascultați-mă foarte bine. Dacă iubirea era un sentiment, aveam o problemă de mântuire. Îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum îți poate porunci Dumnezeu să iubești când tu, de fapt, nu poți controla iubirea? E o emoție, un sentiment, e așa ceva, frumos. Cum e cu asta? Dragii mei, dragostea, iubirea, este o alegere, o decizie. Ea se manifestă sentimental, dar este o alegere. Roman 5, căci pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a trimis pe Hristos să moară pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne-a iubit. A ales să ne iubiască când noi nu meritam să fim iubiți. Asta înseamnă dragoste. Și acum observăm cine are povara mai grea de dus. Bărbatul. Că și dacă soția îi drăguță și îi se supune sau nu, el trebuie să aleagă să o iubească. Și câte unul spune, frate, dar e așa de greu că ea nu mă ascultă. Nu, du-te acasă și iubește nevasta. Dar frate, știi că așa nu respectă cuvântul. Du-te acasă și iubește-ți nevasta. Dar frate, cred că o căsut din har. Du-te acasă și iubește și vrășmașii, zice Biblia. Iubește-ți nevasta. Nu ai ieșire din categoria dragostei. Trebuie să o iubești până la capăt, n-ai ales. Alege să o iubești în fiecare zi. Și că se prezinte și emoțional, nu-i normal, că atunci când îi iubești de fotbal, ești încins, ești învolburat, hai ce bucuros ești, și când îi iubești, nu, te iubesc. Ce iubire e asta? Ea se manifestă emoțional. Unul spunea, frate, când ne-am căsătorit, i-am spus că o iubesc. Dacă ceva se schimbă, am să o anunț. Și așa fac unii care de ani de zile niciun gest de dragoste nu arată soților lor. Dragii mei, dragostea se manifestă prin sentimente și emoții. Zicea bine cineva, eu nu sunt om foarte emoțional. Zi măi, și dacă te da afară de la lucru, ești emoțional? Hai, te enervezi, te super, plângi, țipi. Cum de numai când e vorba de dragostea de nevestei tale, acolo nu ești emoțional, ești rece și rigid? Să fim și oameni echilibrați. Nevasta se supune și bărbatul o iubește. Și am așa un exemplu practic care e mai hazliu, dar e realitate. Din viața noastră, cum arată chestia cu supunerea? Că nu înseamnă violență și agresivitate. Să ferească Dumnezeu pe care va să gândească așa ceva. Dragii mei, un bărbat n-are voie nu să lovească soția lui, să-i spună vreun cuvânt jignitor. Ascultați-mă bine ce vă spun. N-are voie să-i spună un cuvânt jignitor. Da mai să îndrăznească să ridice mâna împotriva ei. Spune aici în Efeseni capitolul 5, bărbatul să-și iubească nevasta ca pe trupul lui, că nimeni nu și-a urmărit trupul lui. Dacă îți place să iei bătaie, atunci ai probleme psihice, lasă-mă, dacă îți place să iei bătaie. Atunci aș înțelege justificarea dacă vrei să o bați. Alminteri, tu vrei să fii protejat, îngrijit, spălat, bine, n-ai nicio durere, ești un medicament când te dore capul, dar tu pe ea vrei să o lovești? Dragii mei, asta e o blasfemie în ochii lui Dumnezeu. În biserica veche, ani mulți în urmă, știți cum se trata această problemă? Zicea în analele istoriei, dacă un bărbat își bătea nevastea, veneau prezbiterii bisericii acasă la ei, îl duceau în spatele grădinii și vorbeau între patru ochi împreună cu el. Îi trăgeau și eu mamă de bătaie. Cam așa rezolva biserica problema atunci. Dragii mei, serios, este complet antibiblic ca un bărbat să îndrăznească să facă așa ceva. Asta nu înseamnă că îți iei supunerea. Supunerea se dă de bunăvoie prin actul legământului căsătoriei. De fapt, o soție se vede dacă are material de supunere înainte de căsătorie. Dacă ea nu poate respecta pe mama și pe tata ei în ceea ce îi cere, ascultați-mă bine, ea nu are material de supunere. Dacă pe părinții ei care au ținut-o în viață 21 de ani, i-o da haine, mâncare, mașină, nu-i respectă, ce crezi că o să facă cu tine? Ce o să faci? Candeberg cu ea ca să vezi care e mai tare, care să se supună? Nu te va supune. N-are în ea instinctul ăsta. Aia trebuie pocăință, dragii mei. Și acum vă spun pe scurt un exemplu de supunere și de dragoste. Noi ne-am mutat în anul 2018 într-o casă care prin ajutorul Domnului am reușit să o cumpărăm. A fost o minune a lui Dumnezeu. Ne-am mutat în casa aceea prin făgăduință divină. A fost de la Domnul minunea aceasta care am experimentat-o.
Când ne mutăm pentru prima dată, acum am fost student în facultate, cu datorii, am avut împrumuturi, n-am avut de unde să ne cumpărăm, tot ce avem în casă am primit. De la părinți, de la alții care au avut canapel de aruncat, toate le-am primit și ne-am bucurat de ele, ca așa cum ne-a dat Dumnezeu. Și acum, pentru prima oară, ne-am cumpărat și noi ceva în casă. Nu vă gândiți la cine știe lucruri mari. Ne-am cumpărat un dormitor, un set de canapele și o masă, atâta. Restul deja le aveam. Și când mergem împreună cu soția să ne cumpărăm o masă, ea o alege pe cea care îi place ei. Frumoasă, mare, stabilă, tare de tot, din lemn făcută. Na, bun. Am cumpărat-o pe aceea. În showroom, în magazin, arăta foarte bine. Foarte frumos. În casa noastră, care e mai pe măsura noastră mai mică, era destul de înghesuit. Da, ne-am bucurat de ea. Era masa noastră. Totul a fost bine până într-o zi, când socrii mei, care se mutaseră în spatele casei noastre, se mută de acolo. Și dumnealor spun, auzi, avem noi o masă, e un pic mai îngustă ca a voastră, e mai bine pentru locul acela, e și pe culoare pereților, care voi, tot voi v-ați ales-o, și în felul acesta e nou-nouță. Dacă vreți, o dăm vouă. Și soția îmi spune, vreau să luăm masa de la părinții mei, e mai bună. Și eu zic, nu vreau. De ce? Nu știu, zic, asta e masa mea, nu vreau să o dau. Simplu. Am încheiat subiectul acolo. A doua zi am spune, auzi, totuși, hai să luăm masa, că e necesară. E mai îngustă, e mai bine așa, asta e prea mare, e foarte greu pe lângă ea. Auzi, nu vreau. Dar de ce? Nu știu, zic, asta e masa noastră. Na, tu ai ales-o, eu am cumpărat-o, așa e normal, zic, așa e frumos. Nu vreau să o schimb. Bă, dar e mare masa asta, știu, aia e bună, că e mare, încăpem și noi și copiii și mâncare, tot e perfectă masa. Nu vreau. Mai trece o zi, două, auzi, hai, te rog frumos, mă, ființele, hai să luăm masa aia, chiar de ce să nu luăm masa? Măi, nu vreau, asta e masa noastră. E mai nouă ca noastră, dar nu mă deranjează ca noastră mai veche, e bună cum e. Măi, dar a fost și mai scumpă ca noastră, dar nu-mi pasă de aia, că asta e masa mea, nu, asta eu am cumpărat-o, e masa mea, din șoc, ca român ortodox, mai așa am născut, așa vreau să mor, știi? Nu vreau. Măi, dar eu sunt gravidă tot timpul, eu fac curat, eu îngrijesc, deci s-o plecat, eu mă trag acolo, nici nu-mi cap pe lângă masă, asta m-ar ajuta, hai să schimbăm masa. Dar chiar nu vreau, nu, ce să zic eu? Nu ne-am certat, nu ne-am insultat, n-am ajuns la un punct comun. Vin socrii. Bă, ce frumos să stai masa aia aici la voi în casă. Știu, dar asta e mai faină, că asta e noastră, știi? Nu vreau. Da. Într-o zi îmi spune, auzi, dacă tu nu vrei să schimbă masa, rămâne masa asta cum vrei tu, așa rămâne. Nu ne-am certat, nu ne-am amenințat, nu a fost șantaj, că vezi că nu. Am zis, mă, nu am găsit punct comun. Spune, dacă tu nu vrei, nu o schimbăm. Și eu zic așa, dacă tu o vrei, putem să o luăm. În următoarele 10 minute a fost demontată masa. Mi-a adusă masa, nu o pusă în locul ei, a fost totul pregătit. Morala. N-am făcut un experiment, n-am încercat să mă dau șmecher să mare. Sincer, nu am avut în mintea mea gândul să ia masa. Nu, chiar n-am vrut. Na, așa suntem noi bărbați uneori. Ne fixăm pe o chestie și așa rămânem noi blocați. N-am vrut masa. Dar de dragul pentru ea, care iubesc așa de mult, mănânc și pe jos dacă trebuie, nu pe masă, și pe jos dacă trebuie. Nu contează pe ce masă mănânc eu. Dar ea, din respect pentru mine, n-a îndrăznit să spună, băi, acum tu pleci la lucru, eu schimb masă și uite-o acasă, mănânc și masă nouă. Că n-ai de ales, oricum de să mănânci. Nu a făcut așa ceva. O respectat autoritatea mea ca soț și a spus, dacă tu nu vrei ca soț în casă, nu facem. Un lucru banal, o masă simplă. Dragii mei, asta înseamnă supunere și dragoste. Că din drag noi ascultăm și suntem atenți unul cu celălalt, din dragoste bărbatul face orice pentru ea ca să fie veselă și bucuroasă, că eu dacă vin acasă și ea e bucuroasă și eu sunt necăjit și trist și toate zgrele, sunt cel mai fericit om din lume. Și dacă eu vin acasă bucuros, cu flori în mână, cu de toate și ea e necăjită, nu-i bine, îmi pierde chipul și de viață, vă spun sincer. Că așa sunt eu făcut de Dumnezeu. Pentru mine să fie bucuroasă contează foarte mult. Și ea caută să-mi respecte autoritatea ca și soț, dându-mi voie să conduc familia în orice domeniu a vieții. Asta înseamnă supunere și dragoste. Și când dezechilibrul acesta apare în căsătorie, ajungem la probleme care forțează căsătoria într-un domeniu de rupere a legământului. Fiți atenți la dinamica aceasta maritală. Mai apare o problemă. Neîmplinirea datoriei conjugale poate crea probleme. Știu că la noi, în special la români penticostali, ăsta e un subiect nu tabu. N-avem cuvânt în vocabular, un subiect care e anatema, nu-l poți discuta, nu-i voie, nu. Măcar că mă deranjează, de ce în lumea de afară se poate vorbi deschis, vulgar, murdar, despre tot ceea ce este păcătos, dar noi în biserică nu discutăm. Citiți cântarea cântărilor.
și vedeți cât de explicit zice Biblia despre dragostea aceasta romantică. Nu-i rușine, nu-i un păcat, trebuie împlinită ca o datorie. Aici aș fi atent la câteva lucruri. Căutați să împliniți această responsabilitate maritală. Nu care cumva să vă jucați cu lucrul acesta spunând că n-am chef, că nu se poate, că nu... Câte fel de scuze și nevrute. Este necesar să fie împlinit acest act. Și mai spun ceva. Când este împlinit corect, care implică emoționalitate, stabilitate, liniște în familie, creează o profunzime de împlinire în care amândoi vor dori din nou să fie în actul acela. E normal, e natural. Dacă este făcut corect. Dacă nu este făcut corect, s-ar putea să fie mari probleme. Și acolo, unul dintre doi să spună, sincer, e ca o traumă, nu mai vreau să trec prin așa ceva. Fiți foarte atenți la capitolul acesta. Și aici aș menționa ce am citit mai la deschidere. Evrei 13:4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Căci Dumnezeu va judeca pe curvari și preacurvari. Acum cu preacurvarii e simplă chestia, că preacurvia înseamnă o infidelitate maritală. Doi sunt căsătoriți, unul dintre doi se culcă cu altcineva, asta înseamnă preacurvie și a călcat legământul marital. Dar în căsătorie, cum e chestia cu curvia? Că noi așa definim, că curvia ar fi un act sexual înainte de căsătorie în care cei doi nu erau în legământ. Aia ar fi curvie. Așa le segmentăm. De-aia găsiți curvar și preacurvar. Cum e chestia asta? De fapt, cuvântul curvar, în greacă, porneia, este un cuvânt umbrelă care implică orice fel de act imoral, orice fel de necurăție imorală. Și atunci, actul de curvie în căsătorie se poate întâmpla când cei doi degradează actul intim prin împrumuturile murdare ale lumii acesteia. Dacă iei lecții din pornografie ca să împlinești actul sexual, ajungi să săvârșești curvie în familie. Și n-ai nevoie să devii vulgari. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți și deștepți. Foarte simplu. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia în așa fel încât dacă cei doi au o împlinire relațională intimă, să fie potențial de procreere. Orice altă variantă în afara acestui tipar, ascultați-mă bine, duce la homosexualitate. E dur spus asta, e prea de tot. Exact așa este. Spune în Romani, în capitolul 1 cu versetul 26, din pricina aceasta, Dumnezeu a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească. Totdeauna în Biblie veți găsi bărbatul, femeia, bărbatul, femeia, bărbatul, femeia. Când apare femeia primă, există o problemă. Acolo înseamnă că s-a făcut o schismă, înseamnă că aici apare o imbalanță. De aceea când Pavel spune supunerea, începe cu ea, că ea e cea care e vizată în primul rând. Aici când spune că femeia e prima care a schimbat, arată o mișcare a feminismului. O mișcare a unei mentalități care distruge familia. În care nu avem nevoie de împlinire, nu avem nevoie de cutare și se creează niște tipare ciudate. Ca mai apoi la doilea nivel să fie, au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii, săvârșind acte care nu mai e nevoie de un bărbat și de o femeie. Orice altă combinație poate fi folosită. Întrucât ceea ce este firesc, natural, normal, nu se mai împlinește. Și faza ultimă este că până și bărbații lor au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Dragii mei, când vorbim despre contextul sexual, este binecuvântat de Dumnezeu. Există momentul acela al drăgălășiei, al preludiului, al încălzirii celor doi. Citiți cartea Cântare Cântărilor, capitolul 4, dacă nu greșesc. Ce frumoasă ești, iubito! Și descrie acolo din cap până jos femeia. Asta înseamnă că el își ia timp să fie alături de ea, să o iubească, să o împlinească, își ia timp să-i admire frumusețea ei. Așa te îndrăgostești cu adevărat de aleasa inimii tale, de alesul inimii tale. Îți iei timp. Ia timp momentul acesta. Nu e un act care e făcut așa numai ca și o spălăm vasele. Hai, repede și plecăm acasă. Nu din asta, dragii mei. E vorba despre a lua timp, a fi un moment de apropiere, încălzire emoțională. Dar actul în sine trebuie săvârșit natural, cum cere Sfânta Scriptură. Devierile din afară creează un context al homosexualității.
Și nu mă miră că avem probleme maritale când vin tineri care au fost crescuți 8, 10, 15 ani în pornografie, se căsătoresc și vin acum la consiliere și ea spune, mi scârbă, nu vreau să mai mă culc împreună cu el. De ce? Că ceea ce îmi cere mă degradează. Și invers. Normal că ajungem acolo. Ca să nu mai spun impactul asupra bisericii, noi nu-l vedem cu ochii, îl doar simțim ca și un fenomen. Anume, ei acum pătați în cugetul lor, vin în adunare, numeau libertate. Bărbații se ridice mâini curate către cer. Ce mâini curate? Ce cuget curat? Și acum vezi că lăsă săracul în bancă, s-o capul plecat. Și noi ne rugăm, Doamne, dă har. El s-o ca și cum doarme pe picioare. De ce? N-are putere de rugăciune. Cugetul este apăsat. Ea nu mai are putere să stea înaintea lui Dumnezeu. Se retrag la cina Domnului. Și te întreb, ce în casa lor? Ce s-a întâmplat în viața lor? Dragii mei, actul acesta a fost sfințit de Dumnezeu. Nu care cumva să atenteze careva la el să spună că nu-i nevoie în căsătorie. Pavel spune în Roman, 1 Corinteni 7 cu versetul 5, că vorba aceasta vine din cauza unor probleme care s-au creat în Corint. Soțiile spuneau, noi suntem niște mini îngerași. Și pentru că suntem sfințite prin Hristos, avem darul vorbind în alte limbi, botezate cu Duhul Sfânt, nu putem să ne pângărim trupul nostru prin actul sexual. Și se retrăgeau din contextul marital. De aceea Pavel scrie în 1 Corinteni capitolul 7. Observați, biserica n-a fugit de acest topic, a vorbit despre el frontal, direct, dar cu respectul cuvenit. Și Pavel spune, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț, decât prin bunăvoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi, iarăși să vă împreunați, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Și pune versetul 6, și acum observați ceva. Lucrul acesta al opririi actului intim, îl spun ca o îngăduință, nu este o poruncă. Pentru că ele spuneau, acum să ne întâlnim de sfințire, nu mai există relație maritală, conjugală. Și Pavel spune, n-ai voie. Aceasta se poate face doar prin bună învoială, când amândoi sunt de acord și pentru un timp bine determinat și limitat. Ca mai apoi iar împreună, ca nu cumva satana să vă ispitească. Și dacă vreunul nu spune, păi eu nu mă simt confortabil numai așa, eu vreau să fac cum vreau eu, ce zice Pavel aici cu oprirea este o îngăduință, nu e o poruncă, adică întotdeauna va prima responsabilitatea aceasta maritală. Din tiparele noastre învățate, construite, luate din pseudo-vechiul Nou Testament, s-ar putea spune că nu sunt de acord. Dar așa este biblic, dragii mei. Uitați-vă bine în Noul Testament și vedeți legea actului conjugal. Respectați actul, țineți-l sfânt și curat, nu infectat de pornografie și de altele, și împliniți responsabilitatea cum trebuie ca să fie bine în familie. Și să ducem familie la o luptă de a rupe și a distruge familia. Mai apar crize din cauza unor așteptări neîmplinite. Că o nădejde, o dorință amânată îmbolnăvește sufletul. Și tot aștept să se întâmple ce vrei tu și nu se întâmplă. Și aici vă spun foarte simplu. Comunicați deschis unii cu alții. Nu suntem Dumnezeu să ne citim mintea unii altora. Așa avem așteptări să ne citească gândul celălalt. Ce romantic ar fi dacă ar face cum imaginez eu. Nu-i Dumnezeu. Și dacă nu-i dă Domnul descoperire, o cunoștință, să știe ce gândești tu, n-are cum știi. Eu am așa un exemplu foarte banal, dar pragmatic. Vine el de la lucru, îi face mâncare, el se pune la masă, mănâncă și după ce este gata, merge până pe canapea, se întinde și spune, vai, ce zi a fost așa, mă bucur că am venit acasă și vezi că e așa, sunt un pic frământată lângă masă. Ce-i? Care e problema? Ce s-a întâmplat? Nu. Ce-i, mă? Ce s-a întâmplat? Farfurii au rămas în masă. Nu, și? Păi, nu poți pune în ghivetă. Nu, să se ridică el, ia farfurii, pune în ghivetă, vine apoi jos. Și încă s-a frământată, știi? Dar care e problema? Dacă eu nu spuneam, nu puneai, nu? Nu, păi am pus-o, e în ghivetă. Da, trebuie să-ți fac eu semn ca să pui în ghivetă. Dar în ghivetă, acum ce vrei să mai fac cu ea? Nu, dar în fiecare zi, dacă nu spun eu, te-o lași acolo. Ar fi bine să pui în ghivetă. E în ghivetă, vrei să o pun în gunoi? Ce vrei să mai fac cu ea? Acum în ghivetă, acum Doamne iartă! Și observă cum deodată apare o ceartă în familie, ceva așa de banal, pentru că nu este comunicare. Oameni buni, nu ne putem citi mintea unii altora. Dacă ai vreo pretenție, exprimă-o verbal. Măriți să fie Domnul că avem voce și putem vorbi, putem comunica. Comunicați deschis, dragă, te rog frumos. Când vii acasă, puneți papuci în dulap, pe mine mă irită, la noi în casă așa era,
dorința ta. Și noi o punem la judecată, evaluăm, s-ar putea, nu s-ar putea, apel, curte de apel, și când rezolvăm împreună, sentință finală. De azi înainte punem papuci în dulap împreună. Gata. Așa o facem, foarte simplu. Dar am comunicat, alminteri, 10 ani de zile, vei trăi cu trauma aceea, când treci pe lângă papuci, iar lăsat aici, iar e aici, iar e aici, mai suport să-l văd, mai... Bine că ai venit acasă, știi? Dar care e problema ta? Dacă nu comunici, trăiești cu traume și frustrări și auzi după aceea la consiliere, frate, nu mai rezist. Dar ce e, sorul, care e problema cu voi? Nu mai suport să văd. Și când doarme, cum respiră când doarme, mă enervează. Din cauza unor frustrări nediscutate și nerezolvate. Discutați, oameni buni. Am doresc asta, am doresc asta, vreau să facem asta. Și comunicând împreună, putem să ajungem la un punct comun ca să reparăm aceste situații. Nu mai sunt frustrări, lucrurile sunt bune, mergem înainte. Alminteri, aceste așteptări irealiste ne vor strica părtășia. Ca să nu spun că sunt așteptări care sunt nedrepte, ireale. Păi, e prea emoțională. Așa a făcut-o Dumnezeu. Asta n-ai să o schimbi cât trăiești tu. Că Dumnezeu așa a făcut-o. Când noi ne-am căsătorit, soția mea plângea la orice nuntă, binecuvântare de copii, botez, ce era, plângea. Și am zis, te rog frumos, nu mai plânge. Zic frații că îți fac rău acasă, că îți fac viața amară. Se uită la mine ciudat după aceea. Și tu nu înțelegi că în momentul așa de frumos îmi place așa de mult. Eu știu că îți place mult, dar măcar plânge în liniște, nu știu, în undercover, să nu te vadă nimeni. Nu-i bine că vă frații că plânge în continuu. Așa sunt eu emoțională. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Bărbatul este foarte compartimentat logic. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Poate ați auzit și de la alții. Asta e realitate, nu putem predica altceva. E exact aceeași situație. Acele analogii cu cutiile în capul bărbatului, astea sunt reale, dragii mei. Noi gândim compartimentat. Facem un lucru deodată și îl facem foarte bine. Minune mare că putem să conducem și să respirăm în același timp. E mare minune. Sau că putem conduce și vorbi la telefon în același timp. Asta e mare minune. Pentru că noi de obicei facem un singur lucru deodată și îl facem foarte bine. Soția le face pe 10 și le face bune pe toate acelea. Nu știu cum. Așa sunt ele. Face mâncare, leagănă copilul, rește cu mama și încă dă sfatul la celălalt. Le face pe toate împreună. Ba, sigur, de aceea cei mai buni experți în lume de obicei sunt bărbați. Nu suntem antifemeie. Asta e realitatea. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Ne concentrăm și putem să lucrăm mult mai pragmatic. Așa ne-a făcut Sfântul Dumnezeu. Ei, aceste diferențe trebuie asumate. Adică, noi avem un sistem de pilot automat. În momentul când suntem concentrați pe ceva, nimic nu ne ia de acolo. Dacă ia foc casa, până n-am încheiat subiectul meu din minte, eu nu fug. Eu stau și mă gândesc. Văd că ard flăcările, în mintea mea merg senzori. Ia foc, ia foc, ia foc, eu... O la foc sau mi se pare mie? Sau eu încă mă gândesc la problema mea. Eu trebuie să rezolv problema asta, că am o problemă. Cu un contract, cu lucru, cu munca, cu colegii, cu orice a fi el. În timpul acela, ea îți spune, ne-a invitat mama să mergem la ei sâmbătă, ești de acord? Și spune, sigur. De lor răspuns automat, pentru că îi merg urechile. Și iar e un disconnect de gură și ureche. Și vorbește de la sine, pilot automat. El n-a prins absolut nimic din ceea ce i-ai spus. Ca mai apoi vineri seara ea să-i spună, cum te îmbraci mâine la mama? Și el spune, care mama? Dar am zis că merg la mama împreună. Ce mamă? Nu merg niciunde. Dar te-am întrebat acum 4 zile. Eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. Ea spune, tu niciodată nu mă asculți. El spune, tu faci decizii fără mine. Și uite, criză maritală de la o problemă în care n-am înțeles cum merge psihologia omului. Asta sunt lucruri foarte simple, dragii mei. Nu sunt lucruri complexe. Așa ne-a făcut Dumnezeu diferiți. Asta e realitatea. Și dacă ai așteptări, el să fie mai puțin logic și mai mult sentimental, să mai plângă așa de mult, te vei frustra o viață întreagă. Așa ne-a creat Dumnezeu. Asumă că așa suntem noi. Cu mici schimbări aici colo. Încolo va trebui să ne asumăm această situație, să ne iubim așa cum suntem noi. Și în ultimul rând, cea mai mare problemă care avem noi, care duce înspre lupta aceasta, este lipsa spiritualității în familie, dragii mei. Asta e o criză enormă. Aici își face mare apel la bărbați. Pentru că de obicei soțiile sunt mult mai spirituale. Gândesc mai sentimental, sunt mai legate de Dumnezeu. Bărbatul cu logica lui și cu munca lui, de obicei mai fixat pe anumite aspecte. Sunt mult mai spirituale. Lipsa spiritualității în familie duce la o distrugere care în timp testează fidelitatea legământului căsniciei noastre. Când Iacov a plecat la Betel cu familia lui, Geneza 35, vreau să vă întreb, cine a dat directive casei lui pentru cum să se poarte? Iacov, cel ce fusese la Betel, cel ce se întâlnise cu Dumnezeu. El a spus, schimbați-vă hainele, scoateți cercei, îngropați-vă idolii. De ce? Că el fusese la Betel.
Dacă copiii noștri au probleme și crize spirituale, s-ar putea că într-o oarecare măsură și poate chiar mare, noi suntem cei care nu le-am trasat un drum corect. Vor citi mai mult din ceea ce facem noi decât din ceea ce le spunem noi. Mă întorc la exemplu acesta banal. Dacă tata la fotbal și la meci e așa de animat și strigă, dă gol, dă gol, trăiește momentul. Dacă îl vede cu Biblia în mână, îl vede adormit și cu gura căscată, s-ar putea să înțeleagă copilul. A citit Biblie plictisitor, a te uita la meci, e fain. Când îl vede pe el în biserică, că stă acolo așa sobru, frații spun, lăudat să fie Domnul și el stă nimic, nicio reacție. Dar când e afară și unul îi spune, bă, m-am întâlnit cu Gică, Gică, vai de capul, bă, Gică, le știu și eu, hai să bată Dumnezeu, expresii urâte. Și îl vede copilul că face așa ceva, el învață că în biserică e plictisitor. În biserică nu-i de zis amin, astea sunt chestii de alții care sunt fanatici. Uite că conversațiile astea supoase, alea sunt faine. Asta învață copilul. Și atunci ne mirăm că îi cresc mari și devin obsedați. Mai spun ceva, dragii mei. Vai, tineretul cu telefoanele, uite la ei, nu se mai poate. Vai, ce au făcut cu ei tehnologia. Hai să vă spun ceva. Stai la masă, îți mânc supa, așa faci. Și copilul vede. Apoi, când e vorba de citit din Biblie, și voi, părinților, amin. Na, hai să ne rugăm și gata, plecăm acasă. Dragii mei, el a învățat, el și-a dat seama. Înseamnă că ăsta e foarte palpitant și învață să se închine și el în fața acestui idol. Tot mai mult. Că e una să-l folosești de nevoie și una e să-ți predai viața acestui element. Făcând așa, așa învață copiii tăi. Și te miri după aceea că nu le place la biserică, că nu-l vor pe Domnul, că n-au dorință de pocăință, pentru că ce văd la noi vor emula mai departe în viața lor. De aceea spiritualitatea noastră este esențială în viața de familie. Cum se spune de multe ori și prin cuvânt profetic și nu numai, faceți altar în familie, dragii mei. Asta înseamnă, cântați o cântare, două, trei împreună copiii, citiți un pasaj, două, trei versete și taților, explicați-le ce înseamnă versetele acelea. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ce înseamnă asta? Explică-i la copil. Ai avut bunicul care a fost cioban, cum e ciobanul, cum e cu oile, cum e cu pășunile verzi, cum e cu apa. Explică-i copilului ca să înțeleagă. Dau un verset, Coloseni 3:16, dacă nu greșesc. Cuvintele voastre fie întotdeauna dreaste cu sare și cu har. Și observați, dragii mei, că suntem chemați să avem o vorbire foarte leasă și frumoasă. Acum apare o întrebare. Cum e să ai cuvintele drese cu sare și cu har? Drese cu sare înseamnă să aibă gust. Să aibă un gust frumos, cuvântul care vorbești. Adică a înjura nu-i voie, a spune cuvinte josnice nu-i voie, care n-au gust, sare de gust și explici copilului. Cum e să fie cu har? Harul este un dar nemeritat de la Dumnezeu. Și atunci, când cineva face o prostie și nu a făcut ceva bine, tu nu-i răspunzi pe măsură. Tu îi vorbești cu har, îi vorbești frumos, cu iertare. Și uite, cu un singur verset îl explici frumos și copilul intră în mintea lui. Și apoi ne rugăm împreună, fiecare, unii cu alții, tata, mama, pe rând copiii, învățăm câte un verset din Biblie și te trezești că părtășia din familie durează de obicei o oră, o oră jumate, nu-ți ajunge timpul, pentru că au copiii întrebări. Vin, și cum e cu Duhul Sfânt? Și cum e cu prorocia? Ai zis că a fost o prorocie în biserică? Ce înseamnă aia? Și vin cu întrebări și te trezești că trece o oră, două și nu-ți mai termină părtășia la familie, e mai lungă ca la biserică. Asta înseamnă părtășie în familie. Copiii care învață așa acasă sunt copiii care vor să stea în biserică să asculte cuvântul Domnului. Copiii care sunt crescuți acasă doar la filme și la altele învață că biserica trebuie tolerată, suferită, ca un act nevrut care e dificil. Domnul să ne dea sfânta înțelepciune, dragii mei. Și pentru toate familiile mi-aș dori să împlinească Dumnezeu un verset frumos și minunat. 2 Timotei 4:18. Domnul mă va păzi de orice lucru rău ca să intru în împărăția lui cerească. A Lui să fie slava vecii vecilor. Amin.